Ieri a debutat festivalul Satele Unite ale Maramureșului, inițiat de irlandezul Peter Hurley. Mâine la Târgul este programată o vizită la meșterul Alexandru Perța, la Rogoz va avea loc un atelier de vopsit lână, iar seara de la ora 18 programul cuprinde gastronomie și joc în comunitatea maghiară perioada 27-29 iulie va avea loc pe câmpul tineretului din Baia Mare un eveniment cultural ce va cuprinde proiecții de film în aer liber. Caravana Filmelor Next este realizată de municipalitate în parteneriat cu Asociația Societatea Culturală Next. Consilierii locali și-au dat astăzi girul pentru organizarea evenimentului, mai ales că nu există implicare financiară concretă din partea municipalității. Administrația Națională de Meteorologie a emis o nouă atenționare cod galben de furtun și ploi, valabilă în perioada 24-26 iunie pentru județul Maramureș și alte zone din țară. Vor fi condiții de instabilitate atmosferică accentuată și ploi însemnate cantitativ în toate zonele de munte, precum și în Banat, Crișana, Oltenia, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Moldovei și vestul Munteniei. Vor fi perioade de instabilitate atmosferică atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin intensificări ale vântului cu aspect de vijelie, frecvente descărcări electrice, averse ce vor avea și caracter torențial și căderi de grindină. În intervale scurte de timp sau prin cumulare se vor înregistra cantități de apă ce vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat și punctiform 50-60 de litri pe metru pătrat.